Serbarea elevilor de la Colegiul Național Sportiv Cetate din Deva a debutat cu vizita unor colindători de la Liceul de Muzică și Arte Plastice. Manifestarea a continuat cu câteva momente speciale oferite de gimnastele și gimnaștii de la Liceul Sportiv. Elevii de la Colegiul Sportiv din Deva au avut parte și de o surpriză oferită de reprezentanții Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, așa cum v-am obișnuit, dorește să fie partea vieții acestei comunități și astăzi ne aflăm la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva, unde instituția noastră va premia 9 sportive de performanță, multiple campioane și campioane naționale mondiale la gimnastică sportivă și gimnastică aerobică, fetițe și băieți absolut speciali. Cei mai buni gimnaști au primit de la reprezentanții Muzeului Devean cărți despre cetățile dacice din Munții Orăștiei. Au primit premii elevii ai liceului cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani, campioni naționali la gimnastica aerobică și artistică.